Eu sunt un om care are energie, care mereu iubește să interacționeze. Nu poți mereu să fii cu telefonul după tine. Știi, când ai 18 ani, una, și deja la 23 ne-am căsătorit. Tata a spus că trebuie să vii să mă ceri de la mine, că eu am crescut-o. 9 luni adaugi, 9 luni scazi. Cred că copilăria de la țară e cea de care îți amintești toată viața. Cu vacile am fost. Ce ține de dormitor, religie, politică și veniturile. Totul în ziua de astăzi este imprevizibil. Bună ziua, dragi șocanți! Invitatea mea de astăzi este Rodica Untila, blogerița urmărită de mulți dintre voi pe rețelele de socializare. Bine ai venit la noi și mulțumim că ai acceptat invitația. Cu mare drag, vă mulțumesc că m-ați invitat. Pentru început, aș vrea ca și cei care ne privesc, dar încă nu te urmăresc, să te cunoască. Să ne povestești puțin despre activitatea ta de blogerism. Da, eu sunt activă în mediul online deja de mai mult timp, totul a început de la o afacere, după care involuntar am început să-mi dezvolt blogul și am început să fiu urmărită de mulți oameni, m-am regăsit în mediul online, continui să fac asta zi de zi, pe profilul meu o să găsiți multe rețete, multă voie bună, dispoziție, viața de familie, de cuplu, educație, tot ce ține de fashion și mai nou, o rubrică nouă va fi ce ține de construcția casei noastre, care este acum în proces. Dar afacerea era legată tot de fashion? Da, era hăinuțe pentru copilași, hăinuțe stilate. Eram unul dintre primele magazine online care era în Moldova. Deja foarte mult timp a trecut de atunci, dar am evoluat atunci într-o perioadă scurtă, rapid. La tine pe Instagram a fost o muncă special depusă sau urmăritorii tăi au crescut în mod automat? Vezi cum funcționează Instagramul. Este ca și când ai conduce o mașină. Trebuie să știi regulile ca să poți să conduci. Să conduci, da. Și aici este la fel, pentru că tu poți să-ți faci o pagină de Instagram și să nu fii activ și oamenii o să se aboneze și nu o să fie interesați. Oarecum, ca să captezi atenția oamenilor, trebuie să ai ce să le prezinți, trebuie să fie o persoană interesantă și trebuie să aibă motiv ca să te urmărească zi de zi. Așa că sunt mai multe metode, mai ales dacă nu ești o persoană publică, trebuie să le pui doar în practică și să-ți dorești. Dar câți urmăritori ai acum? Aproape 200.000. Vai! Și se mențin sau mai dispar de pe pagina ta? Sigur că este oarecum o creștere, de ce nu? Tu ai absolvit facultatea de medicină, uh-huh. Ai activat în domeniu ca farmacistă. Uh-huh. A fost un vis de-al tău din copilărie sau cum ai ales domeniul dat? Domeniul dat l-am ales mai mult la insistența tatălui meu și totodată mi s-a părut un domeniu destul de interesant. Atunci eram așa bulversată între medicină generală și farmacie, dar până la urmă am ales facultatea farmacie, am activat 2 ani după cum ai spus, după care am ieșit în concediu de maternitate și după care a început viața de mămică, după care Instagram. Nu ai mai dorit să revii în domeniul dat sau nu avut cine? Deci sunt unele minusuri acolo în care eu nu m-am regăsit și asta m-a făcut să devin mai mult activă online. Ce minusuri? Deci în primul rând graficul și în al doilea rând mie nu-mi place modul acela în care tu, de exemplu, trebuie să stai într-o încăpere de dimineață până seara. Eu sunt un om care are energie, care mereu iubește să interacționeze și probabil că asta tot m-a făcut să vreau să evoluez în această sferă în care sunt acum. De ordine, oamenii țin după cortină viața lor privată, dar tu o expui publicului. Nu ai avut niciun comentariu negativ din cauza la aceasta? Sau cum reacționează soțul?
Deci, la început, soțul, de fapt, și familia mea erau mai sceptici. Spuneau, pentru ce tu arăți asta, da? Că eu când am început să postez mai des story și poze, nu erau atât de dezvoltat acest segment, după care toți s-au deprins și înțeleg că mie asta îmi place. Respectiv, dacă mie îmi place, nu pot să nu arăt. Dar simți, vezi că sunt anumite momente pe care tu vrei să le arăți. Și asta deja face parte din ceea ce eu fac aici. Dar cum alegi tu care îi le expui și care le lași în intimitatea cuplului? Păi, desigur că nu poți mereu să fii cu telefonul după tine. Ceea ce mie îmi pare că este interesant și un moment în care aș putea să-l filmez, eu îl arăt. Dacă nu, adică vine, asta deja pe parcurs tu începi să simți aceste lucruri. Și desigur trebuie, nu poți arăți chiar cum mănânci cu soțul pur și simplu, trebuie să arăți ceva mai interesant ca să le fie plăcut și urmăritorilor. Tu pui și certurile voastre cu soțul la vedere sau asta e alt subiect? Deci ce ține de certuri, pot să zic că suntem un cuplu ca oricare altul, nu ne certăm de genul că să plecăm de acasă, să stăm supărați unul pe altul, noi suntem deja destul de maturi în acest segment și în momentul de față chiar să vreau să mă cert că el practic mereu este ocupat la serviciu și la noi totul merge oarecum constructiv, da? Dacă apare o discuție, noi comunicăm și ajungem la un anumit comun. Cu timpul ne-am învățat să facem asta și nu lăsăm mult timp emoțiile negative să predomine. Da, eu cred că asta nu mi-ar da atâta energie și nu știu. Dar cine este soțul tău? Cum v-ați cunoscut? Deci, noi cu soțul ne-am făcut cunoștință când eu aveam 15 ani, dar am început să formăm un cuplu de la 18 ani, mi-a făcut cunoștință o prietenă comună. La început eu nu am privit serios această relație, dar cu timpul s-a transformat în ceva mai mult. Știi, când ai 18 ani, una, și deja la 23 ne-am căsătorit. Ți-mi minte cum te-a cerut de nevastă? Da, eu țin minte că el avea foarte mari emoții, a rezervat o masă la restaurant, a fost tot frumos decorat, a fost și la părinți și m-a cerut apropo. Tata a spus că trebuie să vii să mă ceri de la mine, că eu am crescut-o. Și m-a cerut oficial de la tatăl meu, după care am serbat și la restaurant. La noi lucrurile oarecum ne-am întâlnit 5 ani, dar din momentul cererii până la căsătorie au evoluat rapid. Deci undeva de ziua mea în iunie m-a cerut și în octombrie deja am făcut nunta. Tu ai o fetiță pe nume Paula. Uh-huh. Și ai spus anterior că pentru tine sarcina a fost cam complicată. Da. Poți să ne povestești puțin despre aceasta? Da, este vorba despre o problemă fiziologică și nu știu dacă ar trebui să dau mai multe detalii aici. A fost nevoie de asistența medicului, deci tot încercam, nu se primea, după care regulat am făcut anumite consultații la medic, anumite proceduri și dacă nu eram sub observația lui, nu știu dacă rămâneam însărcinată atunci. Ai trecut prin depresie? Am trecut prin perioade așa mai puțin plăcute după naștere, pentru că, nu știu, eu zic mereu că cea mai dificilă perioadă din viața noastră a fost primul an de căsătorie și după naștere, pentru că au fost două etape noi, respectiv în primul an de căsătorie am făcut cunoștință unul cu altul, ne-am familiarizat și în a doua etapă a fost apariția unui nou membru în familie și respectiv aceasta tot este ceva nou. Dar plus mai erau și kilogramele în plus, plus hormonii, plus starea asta că nu știi ceva și te temi să nu greșești, dar am trecut. Cum ai scăpat de kilogramele în plus? Deci, în primul rând, eu credeam că dacă tu alăptezi, poți să mănânci cât vrei și oricum să slăbești, la mine asta nu a funcționat. Peste 3 luni am văzut că nu se văd schimbări și am început să am grijă și mai mult la alimentație, să fac exerciții acasă și cam, știi, este o vorbă, 9 luni adaugi, 9 luni scazi kilogramele și cam așa a fost și la mine. Dacă poți, pentru un cuvânt să ne răspunzi, viața ta până la căsătorie, cum era?
interesantă. După căsătorie? Minunată. Dar după ce ai născut fetiță? Extraordinară. Despre fetița ta să cunoaște mai multe lucruri, că tu arăți în stories-uri frecvent. Dar despre copilăria ta nu prea. Povestește-ne puțin. Ai crescut la țară. Deci, eu sunt din Chișinău, dar vara părinții ne lăsau la bunici, cred că ca pe majoritate, și cam 3 luni le petreceam în Orhei cu Curuzeni, poate mă urmărește cineva de acolo. Am făcut multe șoti împreună cu verișorii, era interesant. Chiar m-am învățat să nod de mică pentru că mă duceam fără voie la ea și venea nana mea cu vărguța de urmă să ia acasă, dar eu atât de mult îmi dorea să mă învăț să nod că nu ascultam și mă duceam din capul meu, deci cu timpul deja am devenit mai ascultătoare, dar ca copil nu pot să zic că eram unul care foarte mult asculta de părinți. Făceam șoti ca oricare copil. Și șoti îți aduce aminte care până în prezent arăți ea? Deci cu iazul, cum am spus, după care cu verișorii făceam diverse năzbâtii, ne duceam, nu știu, așa nu-mi vine clar în minte care până în prezent, dar a fost interesant. Dar ai avut o copilărie fericită sau și cu lipsuri? Lipsuri ce ai în vedere? Lipsuri materiale, ca copii, jucării. Păi sigur că nu pot să compar copilăria de acum pe care o aveam eu cu a Paulei, pentru că eu camera mea nu aveam anumite jucării, păpuși, dar a fost oarecum frumos în acele timpuri. Ne-am distrat destul de bine. La bunici, oricum, cred că copilăria de la țară e cea de care îți amintești toată viața. Deci și pe Paulița o ducem destul de des la bunica, ei foarte mult îi plac animalele și cu vacile am fost și ordine am făcut în curte și apă de la fântână am adus și la prășit am fost. Tot ce spate de făcut s-a făcut. Cu vacile ați fost pentru bunici, da? Da, da, da. Unde te vezi tu peste un an? Peste un an tot în Republica Moldova, deja la căsuța noastră, nu știu, poate se va mări și familia noastră. Paulița deja la anul va pleca la școală, avem multe planuri de viitor, dar știi, eu sunt genul de persoană care prefer să fac după care să spun, pentru că de multe ori poți să spui vreau asta și să nu se împlinească, așa că mai bine îmi să arăt. Cei care o să mă urmărească o să vadă. Dar nu te-ai gândit niciodată la emigrare? De fapt, da, ne-am gândit cu mai mulți ani în urmă. Cred că și Paula nu era atunci. Eu foarte mult mi-am dorit să trăiesc în America. Este un vis de-al meu și chiar am depus la Green Card, dar nu am câștigat. Am zis că asta e soarta. Soțul meu e patriot. El a fost persoana care a insistat să rămânem în Moldova, a fost și ideea de a pleca în România, dar până la urmă, totuși mai bine că acasă cred că nu este nicăieri și dacă aș avea ocazia foarte mult, totuși îmi doresc să vizitez America, măcar pe o lună, este un vis de-al meu care cred că o să se realizeze la momentul potrivit. Pe tine te întreține activitatea de pe Instagram, mă refer aici la venit. Cu aproximații, ce aduce? Știi că sunt anumite aspecte tabu care nu se discută, de exemplu, ce ține de dormitor, da, religie, politică și veniturile. Sigur că se câștigă în online, nu este de ascuns faptul, dar aici diferă, nu poți să zici o taxă fixă și deja fiecare, după cum își percepe munca, timpul și ceea ce generează, așa și este apreciat. Ai sute, mii sau zeci de mii de euro? Eu cred că n-am să ofer aceste detalii. De ce? După cum am spus, nu-mi place să se calculeze. Ce regrete ai legate de trecutul tău? Știi că eu nu sunt o persoană care am regrete, pur și simplu. Eu ce ține de partea neplăcută sau, da, repede uit și trec peste. Nu sunt o persoană care să trăiască cu trecutul, mai bine spus.
Dar crezi că regretele aduc vreun beneficiu? Regretele nu, dar cred că situațiile neplăcute în care ne aflăm ne fac să învățăm anumite lucruri, să devenim mai buni și doar prin ele putem conștientiza ceea ce am greșit și ajunge la o nouă etapă de dezvoltare. Rodica, ți-aduce aminte ultima oară când ai plâns tu și de ce ai făcut-o? Of, e grea întrebare pentru mine. Ceva mai ușor, te rog. De ce? Pentru că eu am mai spus asta, eu nu sunt o persoană plângăcioasă, nu știu, trebuie să se întâmple, cred că, ceva foarte, foarte rău și foarte mult timp ca eu să ajung în această stare. Și eu sunt persoana care se concentrează mai mult pe ce e bun. Și de fiecare dată când se întâmplă ceva rău, eu mă gândesc că se întâmplă cu un anumit scop și că eu sunt destul de puternică ca să depășesc. Deci, nu știu, să zic așa momente. Dar cum nici nu mi-aduc aminte, uite, sincer. Cum poți tu așa? Ai vreun secret ceva? Nu, eu nu cred că ține de secret. Eu cred că ține, nu știu, de firea ta interioară, de personalitate, de felul în care tu privești lucrurile și cum acționezi tu în diverse situații. Cum percepi viața. Ce planuri ai în general? Sau tot pe Instagram o să rămâi? Vezi că totul este foarte imprevizibil. Știi, mulți spun, cum, de exemplu, dacă nu se știe cât va continua această activitate. Păi asta poate fi spus și despre oricare job, da? Totul în ziua de astăzi este imprevizibil și dacă eu aș concentra toată atenția mea într-un alt domeniu, sunt sigur că și acolo foarte bine m-aș dezvolta, dar momentan, ceea ce fac eu acum îmi ia foarte mult timp și pur și simplu să mă dedic în altă parte, eu nu aș putea. Da. Ce relație aveți voi între blogeri? Destul de bune. S-a legat vreo relație de prietenie? Sigur că, știi, chiar la ziua mea mă gândeam că practic majoritatea persoanelor cu care comunic tot sunt din domeniul în care mă aflu. Pentru că sunt interese comune, sunt multe lucruri comune care ne leagă și eu cred că asta e frumos. Dar cu cine prieteniți? Din blogger? Da. Eu cred că puteți, am chiar prietenă foarte bună, Marina Cărnață, a fost și la voi la interviu. Cum v-ați împrietenit? Tot prin intermediul rețelelor de socializare și este plăcut când cunoști oamenii din spate, știi că sunt atât de faini cum sunt și online și în viața reală. Ați discutat online? Aveți ceva, un barter sau promovare? Noi am făcut o promovare reciproc, să zicem așa. Da, și de atunci s-a legat o relație frumoasă între noi. La final, spune-ne 3 șocuri din viața ta. Șocuri? Da. Anume. Ce te-a șocat pe tine cel mai tare? Care le ții minte? Ce m-a șocat foarte tare? M-a șocat în ultima perioadă că Paula foarte repede a crescut și practic nimic nu-i vine și atât de mult s-a dezvoltat. Eu cât de repede cresc copiii, eu cred că doar părinții pot să înțeleagă. Sunt anumite momente în care ei se dezvoltă brusc. Desigur, când vorbim, sunt diverse lucruri pe care mi le spune și asta mă face să mă amuz. Așa șocant, șoc frumos, mama mea să o văd că acum conduce, da, deja după o perioadă în care spunea foarte mult că își dorește acest lucru, dar tot nu avea curajul să înceapă. Oarecum eu am pregătit acest pas pentru ea și este un șoc frumos. Dar câți ani are, dacă nu se cred? Mama? Da. Nu știu dacă vrea să spun. E tânără și frumoasă. Am să spun istorie. Și probabil că, nu știu, timpul acesta trece atât de repede, de fiecare dată mă uimesc. Asta-i. Rodica, noi îți mulțumim. Da, atât de repede. Eu am început să discut. Dacă, sincer, tu la început aveai emoții și eu tot aveam, dar nu le arătam atât de tare și să știi că cu timpul, parcă când ai un interviu, aceste emoții tot dispar și dispar. Noi sperăm că ați mai revii la noi. Da, dacă îi să mă inviți, cu siguranță. Dragi urmăritori Shock Media, vă mulțumim pentru atenție și ne vedem data viitoare cu un alt invitat. La revedere!